Liderul liberal giurgiuvean Vasile Mustățe a declarat în fața presei, dar și a președintelui său de partid, Klaus Iohannis, că a luat decizia de a-și depune, cu mult înainte de expirarea termenului legal, opțiunea politică, opțiune ce reafirmă apartenența la PNL, și a explicat de ce a luat această decizie. Am făcut această opțiune, adică legea nu mă obliga, întrucât, în mod straniu, n-am înțeles, contrar celor aprobate în guvern, când a apărut ordonanța 55, a fost completată cu sintagmă că avem voie să facem o singură opțiune în această perioadă. În opinia președintelui PNL Giurgiu, odată făcută și depusă oficial această opțiune, este posibil ca partidul de guvernământ să înceteze presiunile și șantajul asupra aleșilor locali. Ce se întâmplă în Giurgiu, vă garantez că nu se întâmplă aproape nicio județ din România. Deci sunt amenințați membrii familiei că își pierd locurile de muncă, da? Se fac inventarier unde lucrează fiecare ales, dacă are soție, copil, mamă, tată, frate, unde lucrează, amenințați, afară, din servicii. Deci este ceva care nici pe timpul domnului Adrian Năstase nu s-a întâmplat în Giurgiu.